3 ani de închisoare cu suspendare a primit tânărul care a lovit anul trecut pe o trecere de pieton din județul Satu Mare o elevă de 15 ani. Hotărârea nu este definitivă, dar pentru familia fetei a fost o lovitură. Cum șoferul, care avea atunci 18 ani, a plecat de la locul accidentului, oamenii consideră că pedeapsa este prea blândă. Anul trecut, pe 9 februarie, Tatiana se grăbea spre școala la care învăța în Ardud. Nu a mai ajuns. Petrecerea de pietoni de lângă unitatea de învățământ a fost lovită de o mașină. Șoferul, un tânăr de 18 ani, a plecat fără să oprească. Ulterior a sunat la poliție și s-a predat. Rănită grav, fata de 15 ani s-a stins după o săptămână. Părinții au fost de acord să-i doneze organele, iar tânăra a salvat astfel alți 3 copii. Chiar o seară înainte vorbeam cu ea și ne făceam planuri pentru vinerea ce urma să ne vedem, să ne distrăm foarte tare, să mergem la un film. S-a simțit un gol imens. Am păstrat un scaun pentru ea lângă mine, dar tot s-a simțit lipsa. La un an și aproximativ 2 luni de la accident, șoferul a primit pedeapsa, 3 ani de închisoare cu suspendare în prima instanță. Nu ne așteptam să primească o pedeapsă cu suspendare având 2 fapte. Unii ar spune că timpul le rezolvă pe toate, dar de cele mai multe ori timpul adâncește rana. Nu e doar infracțiunea de ucidere din culpă, ci și de fugă de la locul accidentului. Arată nu doar neglijența gravă, ci și incapacitatea de a gestiona, practic, în momentul acela. Știm că de cele mai multe ori o pedeapsă cu executare este ceva pe care o așteaptă de cele mai multe ori oricine în cazul acestor gen de infracțiuni, dar clientul pe care îl reprezentăm a recunoscut toată fapta din primul moment. O propunere legislativă care ar putea aduce pedepse mai mari șoferilor găsiți vinovați a fost adoptată de Senat în februarie și așteaptă în Camera Deputaților. Îi vizează pe cei care au provocat accidente băuți, drogați sau fără permis. Uneori instanțele au pronunțat sentințe mult prea blânde, raportat la valoarea supremă pe care noi vrem să o protejăm, și anume viața. Am inițiat o altă modificare a codului rutier de această dată, în așa fel încât cei care comit asemenea accidente să nu se mai poată urca la volan cel puțin 10 ani de zile. Proiectul a fost numit Legea Anastasia, după o fetiță de 4 ani care a murit lovită de o șoferiță fără permis în fața casei. În cazul de la Satu Mare, familia Tatianei a anunțat că va face apel.